Bună ziua, doamnelor și domnilor! În ediția de azi a emisiunii ArtQuest ne aflăm în atelierul de creație a artistului vizual Sorin Nicodim. Vă salut, mulțumesc de ospitalitate! Și eu m-am bucurat tare mult că doriți să faceți o vizită și... De mult timp încercăm să calibrăm această întâlnire, avem cafea, vin, cașcavaluri, mă rog, mai puțin... Și culori! Și culori, evident, și culori și atmosferă, să vedem cum reușim să compunem întregul Sorin Nicodim. Să începem cu prezentul. Vă pregătiți pentru un eveniment artistic pe plan vizual legat de Lugoș. Despre ce vorbă? Deci, despre ce vorba? Va fi o expoziție de vară, așa mai... cu lucrări, aș putea spune, inspirate din natură, floare, eu știu, din flori. Cumva m-am gândit să îi dau și o temă, iubire și uitare sau iubire și păcat. Nu știu, deci în orice caz va fi într-o gamă de roșuri, de maci, de maci lucruri. Pădie, da, ceva da, în zona asta? Magnolii, maci, deci cam pe aici. Eu am mai avut la o bancă o expoziție mulți, mulți ani în urmă, care se chema 7 zile din viața unei flori. Și am încercat așa, cele 3 flori. Adică să pornesc de la ideea celor 3 flori, magnolie, mac și floarea soarelui, niște compoziții abstracte. În spatele dumneavoastră se află un tablou, dar în spatele tabloului se află un alt tablou, e și firesc, un mac. Da. Tot în zona asta intră, cred, și pictura respectivă. Da. Deci îmi pun mai mult, mai puțin problema de a face o natură sau un peisaj sau o floare. Încerc să merg în partea spirituală, interioară, motivului. Adică îmi pun probleme compoziționale, de formă, de materie, la urma urmei, adică materie, cu ce lucrez. Materie, formă, conținut. Da. Deci lucrez cu acrilice și cu combinate cu nisipuri, cu mă solicită lucrul ăsta, adică partea de material. Da, de cât timp vă pregătiți pentru expoziția de Lugoș? Nu de prea mult, dinaintea celor două tabere unde simpozioare. Despre care imediat vom vorbi. Da. Legat de mac și de păpădie și de flori, acum câțiva ani ați avut o comandă specială, mai specială, o firmă de energie legat de 8 martie, v-a făcut o comandă. Ce mi s-a părut un gest, așa o delicatețe față de angajați? Da, a fost un gest de-al meu în preajma zilei de 8 martie, așa, ziua femeii, și am vrut, de fapt, a fost un, ca să-i zic așa, un performance. Am încercat să abordez niște acoarele într-un timp depărtându-mă de real oarecum, adică într-o altă zonă, în zona mea interioară, într-un timp record. Am început să pictez în sala lor de protocol la ora 11 și am terminat pe la ora 4-5. Și toate doamnele, și toate doamnele au primit de 8 martie câte o acoarelă pe care și-au ales-o, la care firma au reușit să facă rame. Deci lucrarea au primit-o după o perioadă cu tot cu ramă și cu sticlă. Și același lucru l-am încercat și la sediul Uniunii Artiștilor Plastici din Timișoara și la firma unor prieteni arhitecți din Timișoara. Am încercat de ziua unuia dintre arhitecți care a fost coleg de-al meu de armată. Același lucru am încercat la ziua lui. Zic, mă, nu-i duc nimic,
fac un performance de acuarele și toți invitații la ziua lui vor primi câte o Da, acuarele. Nu știu dacă le-au pus sau nu rame, dar... deja se practică de mulți ani acest fenomen la case mai mari, să zic așa, când artistul plastic se află printre invitați și la finalul Da. meetingului sau a sărbării, fiecare își primește ba o caricatură, ba un peisaj, ba un Da. portret, ba ceva. Da. Lugoșul. Înainte de Lugoș, dacă știu bine, v-ați întors de la o altă tabără, De la alte două de la tabere, de alte alte două. două Eu știu simpoziane, de da. Cimbolia, dar vă rog să luați Am așa la fost rând. la Sânt Ana, un simpozion de puține zile, dar gazda noastră, domnul Iohan, ne-a asigurat o hrană bio Bio, bio, la bio, Sânt că acum Ana. e trendy să vorbim numai despre bio. Ce conținea acel bio, numai Și ca și o mică șuncă, paranteză? ou, A, tot mai slănină, puțin astea sunt lucruri slănină, bio, ceapă roșie, o sau ce? pălincă, un Cabernet Sauvignon, eventual... Sau un Deci, șira, ce că servim acum. să trăiți Sănătate! sănătate și mă bucur tare mult că ați venit. E plăcerea și din partea noastră. Deci, pictura noastră a fost asezonată cu astfel de produse. Într-una din zile în care o colegă și-a serbat ziua și-a adus o sticlă de suc, nu-i spunem numele că e emisiune, nu-i facem promovare, așa de Coca-Cola, a zis, ce-i cu asta aici? Că Deja ați lucrarea, promovat, da, gata. și lucrarea care am făcut-o în simpozion e în spatele dumneavoastră, cea Deci cu am trupul să mă întorc femeii, după se emisiune cheamă ca să nu mă Dorință sucesc pe mod. și Putință. Că Dorință și una e a dori putință. și alta e a putea. De a putea. Da, De... eu o tematică, spun eu, foarte interesantă. Da. Adică trebuie să spui foarte de acord dorințele și până cât te ține plapuma, eu știu, să poți Da, să te că de desfășori. vrut toți vrem anumite Da, lucruri, da. anumite chestii, dar de putut Da. nu întotdeauna reușim să Da, înfăptuim. și da. Da, asta a fost Sânt Ana. Despre Și Jimbolia. Jimbolia a fost după Sânt Ana. La Jimbolia au fost 10 zile, un simpozion internațional în care au fost artiste și artiști din Lituania, Franța, Germania, Slovacia. da. Nu, Germania nu a fost, Doamna Slovacia, nu era din Germania? Rusia, Da. Italia, Da. am spus Slovacia, cam Da. ăștia erau și... Țările baltice, numai Lituania era mai prezentă, da, erau, da, da. niște... Păi eu am cunoscut-o pe artista din Lituania, când am coorganizat cu Horațiu Rada un simpozion la Dunăre, la Mraconia. O altă colegă cunoscută tot din simpozioane, care o artistă Iuratem italiene, o artistă foarte bună de la Vilnius, mi-a recomandat când poate să vină cu o prietenă de ei, tot artist. Zic, da, și așa m-am cunoscut cu Ruta Educaitite și asta e a doua oară când vine în România, în tabăra de la Jimboli. Ați mai participat la Jimbolia, tabăra de vară? Da, asta e a Da, doua ediție, a doua a ediție de. doua, a doua ediție la care particip. Da, acum vreo Da, 3 ani, pare mi da. se a făcut un reportaj cât timp ce se consuma activitatea artiștilor în anul respectiv nu erați prezent. Mă rog, anul ăsta m-ați făcut prezența. Haideți să vorbim puțin, accentuez, vă Da, rog. acum ca să nu depășim, pentru că am în minte ideea de tabără, într-o tabără, într-un simpozion de artă, ceea ce experimentezi în atelier,
îți pui în practică și trebuie să faci într-un timp foarte scurt. Foarte scurt, chiar. Deci 10 zile, 2 zile au fost o excursie la Szeged, într-una din zile, într-altă zi a fost o excursie la Belgrad cu vizitarea Au mai Muzeului de rămas Artă 8 zile, da? Contemporană, Muzeul de Artă Contemporană și Facultatea de Arte Plastice de la Belgrad. De s-au pierdut și au mai rămas din cele zile. O zi e prima când nu poți face nimic, când te acomodezi. Ultima zi, la fel, e ultima zi. Penultima zi e când se face expoziția, se aranjează Deja s-a dus lucrările, ziua. da? Și îți mai rămân Cinci. 4 zile, Da. 4-5 zile de lucru. Dacă nu încep din prima, e destul Dar este de de interesant. ajuns. Da, și atunci trebuie grăbite toate fazele de uscare, de, eu știu, trebuie să ai foarte, foarte bine în minte și în cap ceea ce vrei să Și faci. de tehnică să nu mai vorbim. Da, Sunt etape când, adică sunt momente când anumite etape sunt sărite sau accelerate în cele 5 zile pentru finalizare. da, pentru că efortul trebuie să ți-l calibrezi pe idee. Deci am început una din compoziții dorind să duc mai departe ce am făcut la Sântana cu Da. femeia cu dorința și cu nu știu ce, cu nisipul, femeia nisipurilor și mi-am dat seama că aia necesita mult mai mult timp și plus de asta într-o conjunctură în care lucrez cu ceilalți con artiști, ca să spun așa, în jurul tău, te întreabă una, e un zgomot, un foșnet, deci nu ai toate condițiile pe care tu le ai în atelier. Deci, spunem și asta la. Da, se prescrie forma, activitatea ce se desfășoară în atelier, pe teren, cum ar fi o tabără de vară. N-am înțeles. Se prescrie, trebuie aplicate alte tehnici. A, nu, aplic aceleași tehnici. Deci, eu mă duc, din cauza asta, am un În bagaj atelier foarte avem greu. liniște, Da. avem toate ustensilele la îndemână. Da, Ce dacă vă dorim dincolo, muzică, avem muzică, dacă dorim o o cafea. cafea sau un vin, da? Bun, lucrurile astea le poți avea și într-alt mediu. În stânga mea se află o lucrare ce se leagă de Jimbolia. Da. Două idei despre lucrarea. Despre lucrare n-are încă titlu. Nu, N-are încă titlu. deocamdată nu i-am E pus. fără titlu. Nu, o să aibă un titlu. Dar De nu în m-am momentul gândit de față ce. e fără Știu titlu. starea, da, Da? știu starea. Îmi plac anumite imagini filmate de prieteni cu care sunt pe Facebook și nu știu. Mă impresionează câteodată, am văzut un filmuleț care mi l-am postat și pe pagina mea de Facebook, două albine, întâi o albină care se bucura în interiorul unei flori de staminele și de toată hrana aia care o lua în picioruțe Da. și era așa de zumzăia și așa de bucuroasă de ce se întâmpla. La un moment dat a mai venit încă o surată de-a ei și a început să se bată pe acea dulceață a staminelor. Deci asta e punctul la care am pornit cu această lucrare. Deci am vrut să-i spun stup. După aia am zis nu stup. Nu, nu, adică, nu, Da, pardon, dacă permiteți, da, dar nu, 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 nu încă nu e, i-am nu găsit e, titlul. adică nu e, dacă, Da. totuși dacă e cu floarea, na, nu e stup. Da. Deci, procesul de creație cum e? Apare ideea sau apare titlul sau lucrarea? Hai, ce întrebare extraordinară mi-a spus. Îmi permite Vă să rog. mai iau o guriță Da, de inspirație. de. Foarte interesantă ideea. Să știți că rar mi s-a pus. Deci, lucrurile astea mă interesează și poate interesează pe lume procesul ăsta de osmoză, de creație, așa
cum vinul se face în timp. Eu, de exemplu, la o pânză de genul ăsta în atelier lucrez 3-4 săptămâni. Deci eu nu pot să o termin. Acum m-am apucat și în momentul următor, deci mă solicită enorm de mult. Uneori pornesc de la material. Ieri, de exemplu, m-am dus și mi-am cumpărat culoarea asta. E o culoare foarte faină. Un gri interesant. Da, nu, e un brun. E un brun. O umbra tera. Și de ce tocmai nuanța asta ați căutat sau ați dat? Deci uneori pornesc de la o pată. Am fost așa de entuziasmat încât în drum din Piața Traian până la atelier am mai trecut pe la un prieten de la rame pe lângă Gabi și i-am arătat. I-am și scos din tub, dar nu-l interesa, cred că, pe el lucrul ăsta. Dar eu eram foarte entuziasmat că am reușit să fac rost de 30 de lei să-mi cumpăr două tuburi. Unul își cumpără un pachet cu unt, eu mi-am cumpărat două tuburi. Uneori pornesc de la o culoare și mă joc. Arta e o aventură, ca și viața, de altfel. Și eu, dacă înainte de a veni dumneavoastră, ca să mă gândeam ce scenariu o să aibă emisiunea, o să intereseze pe oameni, nu o să intereseze, și am început să scot cataloage, să umplu o masă cu, zic, măi, ce înseamnă Sorin Nicodin pentru oamenii din Timișoara, ce se însemne? Nimic, poate, pentru unii, pentru alții poate foarte mult. Și am zis, mă, ce am făcut eu într-o viață? Că am 66 de ani, zic, până acum am niște participări la niște bienale internaționale. O sumedenie de diplome, de recunoștințe. Așa, diplome, și zic, haideți să le pun pe o planșetă de 2 metri pe 1 metru. Nu mi-au încăput, pentru că eu am un dulap plin cu aceste participări, premii, eu știu, și nu mi-au încăput și m-am simțit așa puțin neputincios. Deci, ca să ajung la, să revin la ideea, întrebare, da? Deci orice lucru face să pornesc o lucrare. Mă întreba Robert Șerban într-o emisiune care am avut-o la televiziunea română, Nicodim, ce te motivează? Nu te motivează să creezi? Colegii, nu, i-am spus nu, că nu mai vin să vadă. Nu mai există această dorință de a veni să vezi ce face colegul tău. Faci o expoziție și am impresia că o faci... Da. Degeaba. O faci într-un deșert? Da. Același deșert l-am avut în momentul în care eu n-am putut pe o planșetă. Poate nisipul m-a inspirat înspre deșert. Da. N-am putut. Exact același sentiment de neputință, deoarece erau prea multe cataloage, prea multe diplome de participări și de asta, și m-am lăsat pe gubar și zic, bă, atâta intre pe masă, asta e. Da. Ne vom mai întoarce la acest capitol, că este mult de tatonat în zona asta de creație. Acum vreau să ating un alt capitol. Sunteți un mare povestitor, un mare animator, unde sunteți imediat spațiul, anturajul prinde o altă fragă. Dar aș vrea să vă întreb despre o chestiune puțin mai complexă și vă rog să răspundeți printr-o buclă. Știu că nu vă place prea mult să vorbim despre copilărie, despre studii, despre alte chestii. Tocmai de aia vă rog să faceți numai o buclă de la 6 ani, da. Iași, București, Timișoara, da. După care să intrăm din nou în sfera artei. Ok, voi fi destul de scurt.
Părinții au încercat de mici să vadă ce cam ce mi-ar place mie sau cam în fine, în afară de literatură și de muzică și am mai încercat să cânt la pian, dar cred că mai mult eram atras de culori și plângeam iarna când eram mic să mă iei tata cu el pe Valea Trotușului când mergea în inspecție și mi-a tăiat mama mi-a tăiat mănușile ca să Da. pot să țin în mână creionul, că plângeam că vreau să desenez. Măi, băiatul ăsta spune, e prea doritor de chestia asta. Veneam în copilărie, mă duceam să pictez și veneam plin, mama îmi făcea, aveam întotdeauna cămăși albe. Ceea ce nu mai port acum, purtam numai cămașe albe și toate când veneam erau toate murdare. Dar nu mă certa, nu mă bătea, deci asta e una din amintirile mele. În clasa a doua, după ce câțiva ani am mers cu tatăl care era din punct de vedere cu plastica, cu desenul, cu arta decorativă autodidact, așa, m-au dat unui pictor care îl chema Maicu, domnul Maicu, care era mult mai în vârstă decât mine, avea 70 de ani și eu eram abia în clasa 10 ani sau 8 ani, în clasa a doua. Și mă lua cu el dimineața pe dealurile de muntelui Măgura din orașul Târgu Ocna, orașul meu natal, și pictam împreună cu el. Am o lucrare chiar aici în spatele meu, făcută cu domnul Maicu, în 1962. În Deci începusem să fac cu 1962 lei. erați în clasa a doua? Da. În În clasa. clasa a doua. Și domnul Maicu, bun, eu eram copil, mai aruncam cu pietre în apă, n-aveam răbdare. Domnul Maicu, vino că se întunecă și trebuie să plecăm acasă, trebuie să terminăm pictura. Verile, când veneam de la, în clasa 5 am intrat la Liceul de Arte Plastice, la Octav Băncilă, Muzică și Arte Plastice, la Iași și o să vă mai arăt încă un lucru, încă un desen făcut când Moș Crăciun mi-a adus acoarele la 6 ani. La 6 ani. La 6 ani. Ăla e făcut, am plecat că mă enervau cei care erau invitați și am plecat și am făcut pictura asta. Iar cu tatăl făceam astfel de desene lunde în natură, cu perspectivă, pe un pârâu tot din orașul Târgu Ocna. Cred că Tot e. 6 ani, 6-7 Da, ani. 7 ani. Da. 7 ani. Eram, cum să vă spun, mă tot ruga să fiu atent cum iau din natură. Ia vezi cât e casa față de stâlp, Proporțiile, da, în proporții și perspectivă. astea. Cu domnul Maicu am făcut pictură. În vacanțe aveam discuții artistice. Eu veneam cu un suflu de altfel de la Iași. Dânsul, na, era mai în vârstă, dar îl vizitam totdeauna. Am avut așa față de dumnealui un respect și da. După care a urmat După care, după pauză, veți continua cu după care. Vă rog mult. Vă salut din nou. Vă reamintesc că invitatul de astăzi este artistul vizual Sorin Nicodim. Vă salut din nou. Haideți
Haideți să continuăm cu ideea. Ați vorbit despre primii ani, despre Iași, da. Despre studii, da, despre... la un moment dat la Iași... Să mai facem un pas și ajungem da, în București, da, ca să mai cuprindem la Iași și alte mi idei. Mi s-a părut că spirit puțin prea naiv de... Arta naivă? Da, chiar la liceu, spus. Da. Și aș fi dorit altceva și am ajuns, m-am dus la București și am spus unchiului meu, marelui artist Ion Nicodim, care s-a prăpădit în 2007 la Paris, am spus, măi, eu vreau să vin la liceul de arte plastice aici. Și el n-a vorbit cu directorul, dar eu m-am dus să-l întreb pe directorul. Domne, pot să vin sau nu pot să vin aici? Și el, directorul, era un Ariton Petrescu, un om impozant, așa, la directorul liceului, a zis, păi, nu știu, să vedem, să vedem, să vedem. Și m-am dus, spune, bă, te-ai dus să te să interesezi? Păi vreau să mă transfer. Și m-am transferat în clasa 10-a la Liceul de Arte Plastice Tonița, în București. Făcut liceu și am intrat, nu în primul an, în al doilea an am intrat la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, iar în anul 4, fiind șef de promoție și participând pentru o bursă de anul 5, am rămas și am făcut o specializare de anul 5 pentru tapiserie. Na. Că la secția asta am și terminat, la secția de tapiserie. Și am avut mari probleme de la început, pentru că după anul 5 fabrica unde trebuia să mă duc nu era făcută. Era cât pe ce să mă pună să plătesc școlarizarea. Însă printr-o întâmplare îngerașul de sus m-a văzut mergând pe calea Victoriei și m-a întrebat, bă, Nicodim, nu vrei să vii la restaurare, la muzeul de artă să faci? Ba, vreau. Și așa am făcut 3 ani post-universitar, bazele restaurării și conservării științifice, care le-am absolvit cu 10, care nu mi-au mai fost de niciun folos, da? Deoarece am fost într-o rețea muzeistică, mi-am găsit cu mare greu post la Suceava, și după care am venit și am mai stat încă vreo 6 ani la Timișoara, la Muzeul Banatului. Fiind în vremea lui Ceaușescu, neavând bani să ne plătească, s-au restructurat posturi, 35 de posturi. Și am rămas șomer în vremea lui Ceaușescu. Era luceașcă, da. Sigur că i-a restructurat în primul rând pe cei care... erau mai verticali. Da, 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 da. Deci și atunci s-a întâmplat ca și acum. De fapt, oamenii care au... Și ați rămas liber profesionist? Așa, și dintr-o întâmplare m-am întâlnit cu fostul director al liceului de arte, spune, bă, Nicodim, tu n-ai nicio slujbă, nu vrei să predai. Și ei au fost niște ani extraordinari în care mi-am adus aminte de școală predând la Liceul de Arte Plastice din Timișoara. Dar și de acolo, la un moment dat mi s-a spus, n-ai metodică și pedagogie. A fost o restructurare. Da. A fost o altă restructurare. Lopata. Așa, și a zis, bă, și așa mă enervau că orele, eu munceam mai mult decât aia care de fapt erau profesori plini și asta. Munceam și sâmbăta, mă duceam cu elevii în tabere. Dar fără metodică nu se poate. Da, care au fost... Da, a fost un lucru bun, pentru că așa am rămas artist de sine stătător. Care au fost stilurile cu care ați cochetat, pe care ați încercat, ați studiat în primia, să spun așa, sau ulterior? Deci, meseria, profesia de artist vizual, de fapt, artist plin, ca să zic așa, implică mult mai mult decât a da cu pensula. Deci, pictori la ora actuală sunt enorm de mulți. Deci să faci o pictură mediocră, ca să fiu clar. La subiect. La subiect.
Eu, datorită faptului că am făcut tapiserie, am intrat în dialog cu spațiu, cu arhitectură, cu astfel că am mai avut colaborări cu arhitecții în lucrări de artă monumentală. Pe fațada grădiniții de copii numărul 2 din orașul meu natal, Târgu Ocna, am o lucrare de 54 de metri pătrați, nu fresco, un sgrafito, făcut într-unul din anii din facultate, deci la anul 4, când atunci se cerea să ai lucrări, eu știu, fiind la o artă, la o secție de artă decorativă, lucrări angajate sau eu știu, dar nu are, numai titlul era de așa ceva. După facultate, în acea perioadă în care eu n-am avut nicio slujbă, am fost la monumentalistul Gheorghe Iacob din București, unde unchiul meu mi-a spus, nu vrei să faci mozaic la Iacob? Ba da. M-a plătit și am și învățat să fac puțin mozaic. Deci, iarăși un lucru bun. Iarăși o perioadă am fost în echipa lui Ariana și Ion Nicodim la tapiseria imensă de 130 de metri pătrați pentru Teatrul Național din București, care se află și acum acolo. Deci eu mă ocupam de să pregătesc țesătoarelor, doamnelor țesătoare, să le pregătesc materialul cu care ele vor țese. Deci firul de lână, care era foarte subțire de 18 pe 2, era compus de fapt din 5 fire. Ei, eu făceam această combinație de culori de fir. Lucrul ăsta se poate face și în mozaic și deci combinația asta de materiale, de multitudine. După care la expoziția pe care a avut-o la Muzeul de Artă în 87, eu l-am ajutat la câteva coloane. Una dintre ele se află și în Timișoara, adică nu în lut, ci în turnată în bronz pe Eugeniu de Savoia, lângă vinotecă. Da, nu degeaba am spus că sunteți un mare povestitor. Normal ar trebui să lansăm o emisiune de 4 ore, dar din păcate nu avem timp la dispoziție. Dușmanul nostru, timpul, e în contratemp. Deci, haideți să vedem un citat al pictorului Vasile Kandinsky. Arta este rostirea tainei prin taină. Cum poate să descifreze, să acceseze un artist plastic muza de taină? E un lucru foarte dificil și greu. Deci, uneori eu îmi fac mici schițe, am anumite stări din ceea ce citesc, îmi iau citate, îmi iau. Deci, ele constituie, de fapt, cum să vă spun eu, pregătire înaintea atacării unei pânze, ca să atac o pânză. Deci de asta vă spun că uneori mai am și stări în care intru și nu știu ce să fac. Deci starea de stimul ți-o dă culoarea, sigur, ți-o dă materialul, material. Lucrez, am adus nisipuri. Și ce aveți acolo în bagaj? Nisip. Pă, ce așa de greu? Deci mi-am cărat nisipuri cu mine. Deci când mă duc într-un simpozion, îmi iau toate sculele. Deci dacă îmi lipsește un cuțit de paletă sau o pensulă, simt că nu e cu mine. Deci astea sunt plus stările. Deci pânza albă, ai o stare de
de vid, de ce fac pe ea? Ce fac? Trebuie să o nobilez, trebuie să-i dau viață. Deci, cum spunea Brâncuș, lucrarea de fapt e dincolo de suprafața pânzii sau a materialului cu care lucrezi. E interiorul ei. Uneori fac un desen care n-are nimic cu lucrarea care ajunge la sfârșit. E o aventură. Exact cum te duce pe lună. Deci arta nu e un lucru static. De asta vă spuneam că mulți fac pictură. Fac pictură care te lasă rece, banală sau trebuie să aibă pictura, trebuie să aibă niște trăiri interioare foarte puternice, dar de adevăratele. Că unii spun, ai, eu simt că e abstract, eu am simțit. Mă, dacă eu nu simt, înseamnă că... Tu poți să simți orice. Da. Deci, da. Sunt legile interioare ale unei lucrări, care înseamnă compoziție, desen, idee, simbol. Astea. Dar... Vă citesc. Eu nu fac pictură, ci fac compoziții cu implicații filosofice ideatice. E dincolo de a face o pictură. În spatele fiecărei lucrări stă o anumită gândire, o anumită stare. Un act de cultură care înseamnă să asculți multă muzică, să vezi ceea ce fac prietenii și colegii tăi artiști, despre care ați vorbit puțin. Da. E foarte multă primenire a ochiului. Toată osmoza asta, muzică, teatru, literatură, o sintetizez în lucrările, în lucrările mele. De ce este importantă această multitudine de informații pentru o lucrare sau pentru mai multe lucrări? Păi, ca să știi, pentru că altfel, în momentul în care ai făcut o pictură, poți să fii, nu mai ai o motivație. Deci, lucrurile astea care le-am spus eu fac parte din trăirile interioare. E o motivație a actului de creație. Uneori sunt prea ermetic și mi-aș dori poate să fiu chiar mai... Mai deschis, mai bine citit? Nu, mai deschis, adică mai dincolo de experiment, adică să fiu și mai experimental. Și mai. Da. Dar lucrul ăsta îmi dă o anumită stare de bucurie. O lucrare, poți munci foarte mult la ea și de fapt să-ți dai seama la sfârșit că a fost un rateu. Sunt anumite gesturi, cum e în lucrarea de la Sântana, explicam lui domnul Iohan, că acele traversări de linii cu alb, alea trebuiau îngândite în timp, nu le puteam face într-o zi. S-ar putea mâine să nu mai îmi placă. Nu a fost un gest spontan, da, de spontan, da. Deci pentru anumite lucruri, spontaneitatea trebuie să fie mână în mână cu starea interioară, cu trăirea. E greu, nu e ușor. Iar o lucrare, dacă poate poți să muncești mult la ea, când mă întreabă unii cât ați lucrat la ea, păi poți să lucrezi jumătate de oră sau o zi, dar îngerul să fie cu tine când ai lucrat. Dar poți să lucrezi și mult timp și de fapt să fii un rateu. Eu îmi cam dau seama unde sunt și cam ce aș vrea să fac și unde aș vrea să ajung. Cum asumați rateurile, dacă sunt? Sau când au fost? Nu spun că sunt rateuri. Nu sunt. Nu sunt. Sunteți un optimist incurabil. Da, așa îmi spuneau și la liceu de arte plastice când intram în cancelarie, doamnele. Domnul Nicodim, dar nu vă văd nici într-o zi să fiți trist. Păi zic, dacă m-ați vedea posomorât, credeți că ar fi mai bine? Zic, nu este. Credeți că optimismul face parte din viața noastră? E o atitudine foarte la locul.
din 1980, pare mi se, Da. sunteți membru al Uniunilor Artiști Plastici din România. Ulterior ați fost și vicepreședinte în Da. 2006-2010. Astea sunt niște Da. date pe Da. care totuși trebuie rostite. Dar din 2007 ați devenit și membru al Asociației Da. E un Pasteliștilor din lucru. Polonia. Da. Astea sunt niște date care completează biografia. Dar Nu la. numai biografia, pentru că în Polonia am fost nominalizat pentru premiul într-una din edițiile bienale de pastel de la Novi Sącz și au urmat după aia simpozioane la ei invitații, iar în anul ăsta am înțeles că am primit de la curatoarea bienalei că se va face a șaptea ediție, după mulți ani de pauză din 2013, nu s-a mai făcut. Și na, te obligă, deci pastelul îți dă o liniște interioară, așa și. Toate astea am rostit în contextul că la aniversarea 60 de ani, Galeria Triade a organizat o expoziție, expoziția Evanescențe. Ce revelație ați avut când ați stat puțin la 60 de ani, la 6 decenii și ați făcut așa o analiză, o N-a fost analiză a una dintre. carierei, Nu, a. nu, n-a fost. Deci a fost o expoziție foarte împripă, făcută. Nu pot să spun că a fost extraordinară sau. Deci am avut expoziții mult mai bune și mai ample, cum a fost la Helios, cum a fost la Consiliul Județean pe hol, în care am și împrumutat lucrări din colecții particulare, ceea ce nu voi mai face, pentru că e foarte greu după aia să le dai înapoi, să le. Deci eu lucrările, multe dintre ele pe care le fac, rămân ori în fundații, rămân la simpozioane. Deci eu nu fac diferența o lucrare să-mi o bună, să-mi o țin în atelier și aia proastă să o dau pentru nu. Eu sunt convins că lucrările trebuie să bucure prietenii mei și oamenii din jurul meu, adică acei puțini care sunt și care îmi apreciază ceea ce fac și ea trebuie să circule, opera de artă. Se spune că sunteți artistul fără lucrări pe stoc. Da. Ce este adevărat, mă Da. gândesc. Cum e posibil în lumea de azi, cu puțină mecenatură și promovarea rafinamentului vizual, acest fenomen? Că până la urmă, dacă întreb pe artiști plastici, puțin pot să spună că nu prea au lucrări. Da, deci în momentul în care eu particip la simpozioane și la întruniri internaționale, atunci lucrările mele rămân acolo, deci efectiv. Și n-am cum să le mai aduc, adică ca să revin la ideea dinainte, expoziții frumoase și deosebite au fost ultimele două expoziții care le-am avut la Galeria Calpe, Calpe, da. așa, și a urmat după Galeria Calpe expoziția de la Deva, de la Galeria Forma, în care au și scris și am avut în revista lor 4 pagini. Cu lucrări, cu. Deci, elea mi s-a părut de la forma o expoziție chiar desăvârșită. Ca să nu vă spun că la consulatul nostru românesc de la Klagenfurt am avut împreună cu. Și aia a fost. Dar bun, aia n-a fost galerie, de fapt. Lucrările și au arătat foarte bine la Galeria 3 la Klagenfurt.
acum câțiva ani, într-un proiect făcut de Alexandru Gheorghanovici, Confruntări. Deci doi artiști din Austria, sau un artist din Austria, un artist din Timișoara. E, și într-una din ediții am avut și eu în Galeria 3. Așa, ca să vorbesc de ultimele. Urmează la Helios am... Da, aia va fi chiar ultima Da. întrebare despre viitor. Lucrați cu tehnică mixtă. Prin prisma asta mă întreb cum se prezintă dialogul artistic între tradiție și modernitate în arta plastică contemporană. Spus o întrebare Păi, puternică. acum, Iau o guriță de acum vin. nu scăpați, mai avem Da. 2 minute, gata. Da. Păi cum se face vinul, cam așa ar trebui să facă și opera de artă. Eu folosesc nisipul ca culoare, de fapt. Așa cum am folosit piatra, am mai avut astfel de lucrări cu... Deci am flex, deja știu să tai cărămizi, caut anumite lucruri frumoase ale naturii din jurul nostru, o piatră frumoasă, n-am acum cum să vă arăt că ar trebui să plec de aici și n-am. Dar eu am pietre, eu mi-adun tot felul de în jurul meu, am un muzeu imaginar, așa ca Andrei Malraux. Cum Numai se că Andrei Malraux intersectează? avea cu opere ale Indiei și din toate zonele până la lucrări moderne. Muzeul meu imaginar constă în pietre, plante care mi le adun și alea înseamnă pentru mine stimul și mă duce cu gândul la o anumită stare, într-un anumit loc, într-o anumită perioadă, într-o anumită lumină. Ei, și alea sunt, cum să vă spun eu, punctul de pornire al unei lucrări, ele de fapt, ele îmi dau forță. Cum se intersectează tradiționalismul și modernismul în lucrările pe care le Păi, concepeți? nu o să mai fac nici portret la ora actuală, că nu mă interesează. Mă interesează să creez o stare, vis-a-vis de cel care privește, o emoție. Ascultam o emisiune de muzică populară și juriul spunea, Leșe, spunea, Da. păi, trebuie să mă emoționeze, trebuie să mă emoționeze. Deci, dacă nu mă emoționează cel care vine și cântă o melodie ca ta-ta-ta-ta-ta-ta, ca pe vremea lui Ceaușescu la Cântarea României, băi, mă lasă rece. Deci asta vă spuneam, se face pictură multă și proastă. Ce vă emoționează? Care sunt ideile care vă preocupă privind viitorul? Și cu asta am pus punct pe emisiune. Păi, să duc mai departe această combinație de materiale, nisip, piatră, culoare, cam asta Idei e. Idei. biblice contemporane. Da. Eu nu știu, s-ar putea într-o bună zi și ceea ce se întâmplă acum să mă ducă cu gândul. Nu, în orice caz, să creia, exista o zonă de elitism, ceea ce la ora actuală nu mai există și e trist lucrul ăsta. Maestre, mulțumesc că ne-ați primit. Vă doresc succes, idei, gânduri, nuanțe, Da, aș mai subtilități dori să și fie frumusețe. elitismul care era înainte de 89 în artă și în cultură. Mulțumesc și pentru dumneavoastră. Ne vedem peste o săptămână. La revedere!